salut și bine v-am regăsit la un nou episod în Brookhaven. Doar nu credeați că o să plec de tot din Brookhaven. Nu, ador Brookhaven-ul. Dar o să fac și episoade probabil pe Berry Avenue. Deci nu vă faceți griji, o să rămân în continuare în Brookhaven. Azi pentru voi o să mă transform în fata foc versus fata apă. Rămâneți până la finalul acestui episod să vedeți care fată sunteți voi și aș aprecia tare, tare mult să rupeți pentru mine butonașul de like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru voi. Bun, haideți să vedem cum arată o fată a focului. Bineînțeles, are pielea cât mai roșie, pentru că, hei, iubește focul, îi place să stea în foc și are puterea focului. Ok, hai să vedem ce păr să-mi pun. Un păr roșu. Părul lui Angelica? Da, super drăguț, ar merge. Să ne îmbrăcăm tot așa în roșu, super interesant. Haideți să vedem ce combinații putem. Arată foarte drăguț. Și partea de jos tot roșie. Mamă. Și ar fi super mișto să ne punem niște aripi sau ceva. Super. Dacă am putea să găsim de dragon eventual. Așa, da. Stai să scot acestea și le pun pe acelea de dragon. Practic, fata focului este și fata dragon. Așa, să vedem dacă mai găsim ceva elemente de foc pe care le putem folosi. Aici nu cred, poate la codiță. Tu 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 ru, tu tu tu. Foc. Hai să vedem dacă mai găsim, dacă nu lăsăm așa. Ok. Bun, cam aceasta ar fi fata focului. Uitați-vă ce mișto este. Și acum o să mergem să-i luăm o casă, pentru că are nevoie de o casă specifică. Așa, și potrivită cred că ar fi o casă, nu știu, dilem. Cum ar fi cabana aceasta de săraci. Așa. Și ce face fata focului? În primul rând, își face casa roșie, pentru că adoră roșu. Așa, perfect. Ia prindem și șemineul, și televizorul. Iubește căldura, dacă ar putea, ar sta doar aici în șemineu să se încălzească. Iar când ea este foarte, foarte furioasă... Pica, Pikachu, sunt tare nervoasă! Nu mai pot de nervi! Simt că o să dau foc casei! Ce bine este, mult mai bine, căldură maximă! Super, super bine, mă simt foarte bine așa! Hai să mă duc să și dorm în patul meu de foc! Să mănânc mâncarea mea picantă de foc. Pizza cu chili, iute! Perfect! Yummy! Îmi place mâncarea super, super picantă, care îți lasă foc în gură. Îți ia gura foc când mănânci așa super picant. Mișto viață! Bun, aceea a fost fata foc. Haideți să o vedeți și pe fata apă. Și bineînțeles să-mi scrieți în comentarii care credeți că ați fi voi. Adică vă place căldura, vă place focul sau apa? Bun, haideți să o creăm pe fata apă. Bineînțeles, ce avem nevoie de un păr albastru. Pentru că iubim culoarea albastră. Hai să vedem ce variante avem. Am putea să ne punem freza aceasta, pentru că e super drăguță.
sau să ne vopsim părul, sau... oare avem și alte freze, sper, albastre? Da! Wow, ce fain arată! Asta îmi place, mi se pare superbă! Bun, și acum în partea de sus ceva super albastru. Ce variante avem? Poate putem să fim chiar o sirenă? De ce nu? Mă întorc cu coada de sirenă super albastră. Și voilà! Așa arată fata apei. Putem spune că este o sirenă albastră super cute. Iubește apa. O să vedeți, o să mergem acum să luăm o casă super, super albastră. Și o să vedeți cum trăiește fata apă. Haideți să mergem. Întâi o scoatem pe aceea care o aveam și să luăm o casă super, super albastră. Cum ar fi? Am putea să o luăm pe aceasta pentru că are piscină și să ne putem îmbălăci toată ziua. Efectiv, fata apă adoră să stea toată ziua în apă. O facem așa un albastru super, super deschis. Mam, ce mișto, nu? Ok, și acum o să mergem să trăim într-o casă super, super albastră, unde efectiv totul este albastru, covorul este albastru, cred că și paturile sunt albastre toate, dar hei, acesta este patul preferat al fetei ape. Ăsta de jos mai degrab. Nu știu de ce mă pune în ăsta de sus. Dar când sirena albastră, fata apei a noastră aici prezentă, se enervează. Oh my god, păzea, pentru că se inundă toată casa și tot Brookhaven-ul. Oh nu, mă mișc prin casă, am nervi. Stau degeaba, am nervi. Și am inundat pifnița. Aoleu, ce o să mă certe mami. Dar hei, eu mă simt grozav în apă. Îmi place biblioteca inundată. Pifnița inundată. Mă simt în elementul meu. Și dacă aș putea, aș sta toată ziua numai în apă. Ce grozav! Deci, vulpițelor și vulpișorilor, care sunteți voi? Fata apă sau fata foc? Înscrieți acolo în comentarii și aș aprecia tare, tare mult dacă ați rupe pentru mine butonașul de like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi minunată și frumoasă ca și voi. Noi ne reauzim data viitoare cu un nou episod! Ciao!